Bună ziua! Ați sunat la Poliția Locală Ploiești. În conformitate cu legislația în vigoare, acest apel este înregistrat. Continuarea apelului reprezintă acceptul dumneavoastră. Bună ziua, Nica mă numesc. Știu că aveți un departament care se ocupă cu protecția mediului și aș vrea și eu să vă sesizez faptul că în Ploiești miroase îngrozitor. Nu știu, a sulf, a fecale, a canalizare, da, este oribil. Avem sesizare făcută, da, sigur. Aveți sesizare făcută? Da, este făcută, da. Bun, și ce se întâmplă cu sesizările pe care le primiți dumneavoastră? Le dăm la protecția mediului, la colegii noștri. De la poliția locală, nu? Nu da, sesizați da. Și alte, nu știu, alte instituții. E cazul și la Garda de Mediu, sigur că da. Bun, și practic colegii dumneavoastră de la Protecția Mediului ce vor face după ce i-ați sesizat dumneavoastră de asta la Ploiești? Asta nu pot să vă spun, că dumneavoastră a sunat la dispecerat ce decizii iau ei. Și sunt multe sesizări? Sigur că sunt. Bine, vă mulțumesc frumos. Cu plăcere. La revedere. Bună ziua, Garda de Mediu. Bună ziua, Nica mă numesc. Aș vrea să vă sesizez și eu un miros insuportabil în mai multe zone din Ploiești. Miroase a fecale, a hazna. Știm, a plecat domnul comisar în teren, eu sunt secretara, nu știu să vă spun de unde a venit mirosul ăsta în dimineața asta, exact. Și colegii dumneavoastră sunt pe teren? Sunt în teren, da, atunci. Am înțeles, dar au... Rafinării. S-au dus da. La rafinării? Da, la rafinărină. Am înțeles. Bun, și nu știu, e nevoie zonă, să... Din ce zonă m-a sunat? Păi să știți că eu am circulat mult pe jos și în zona de sud, și în centru, și pe Cantacuzino, da, și da, în nord, da, adică am tot orașul. Am 20 de sesizări numai transmise electronică și le înregistrăm. Da, și sunt plecați, domnii comisari în teren. Nu știu să vă spun. Eu mă registrez sesizări, dar dimineața, mă credeți, sunt foarte multe. Am înțeles. Din toată zona orașului. Bun. O să aflăm și o să vă comunicăm. Am înțeles. Bine, mulțumesc frumos. Cu plăcere, o zi bună. La revedere. La revedere.